povestea lui a început cam în anul 1810, când domeniul din Ardusat a fost luat ca și dar de nuntă de către contele Teleche pentru fiica lui care s-a căsătorit cu altă familie nobiliară, familia Dengefel, care avea domeniul și acela la Ardusat și are domeniul mai întins inclusiv la Hodod, către satul mare, la Târgu Mureș, mai au ceva urmași. Din câte știu atunci, în anul 1810, când s-a început și construcția noului castel de către familia Dengefel. A fost adus din America, din câte am auzit de la bătrânii locului și de la cetățeni care erau în domeniu, au fost două exemplare, din care astăzi se păstrează acest exemplar, care acum are undeva 200 și ceva de ani. Vârsta e aproximativ de 200-210 ani, are o înălțime cam de 40 de metri și un diametru de aproape 2 metri. E o mândrie pentru comună, vă mândriți cu ea? Da, și este și înregistrat la Academia Română ca și Monument al Naturii. Noi am încercat la primărie să obținem acordul proprietarului terenului, respectiv urmașii familiei Dengefel, să îl împrejmuim, să încercăm să facem o alee pietonală, dar din păcate ne trebuie acceptul lor că terenul e proprietate privată și dacă nu, ori ne cedează o bucată de teren în jurul lui să putem amenaja noi, să fie amenajat legal și, bineînțeles, să fie din domeniul public, nu să facem noi investiții pe proprietăți private. Da, mai ales copiii când au perioadele de vacanță și școala altfel și alte activități. Deci este vizitat. Acum, poate că nu-i promova că trebuie, noi oricum pe site-ul care îl actualizăm acum am pus și ca obiectiv turistic, e trecut și în strategia de dezvoltare locală ca și un obiectiv turistic important. E unicat totuși, mai sunt câțiva în România, nu știu, m-am înțeles că la pândorsura Buzăului, la Herculane, mai sunt astfel de exemplare. În Maramureș e unicul.